Bun găsit, doamnelor și domnilor, la un nou interviu cu Cărțile pe Față. Așa cum v-am obișnuit, invitatul meu de astăzi este domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, căruia îi spun și eu bun găsit. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat. Sper să avem câți mai mulți telespectatori care să ne urmărească și anul acesta, nu numai emisiunea aceasta. Și pe această cale vreau să le mulțumesc pentru atenția care ne-a acordat-o prin emisiunea pe care voi o realizați anul 2022. Vă mulțumesc! Cum v-a găsit, domnule Păun, anul 2023? 2022, nu știu dacă a fost un an chiar cel mai bun, că am avut atâtea evenimente, dar cum vă găsește acest început de an? Nu se compara anul 2022, trecerea între ani, între 2021-2022 cu cea din 2022 în cea 2023. În primul rând că oamenii au fost mai liberi și-au planificat diverse distracții, diverse, se vede o schimbare, nu? Au călătorit dintr-o parte în alta, mă rog, s-a văzut forfotă. Acum, cu privire la cheltuieli și consum, aici s-a pus problema mai degrabă în 2023, adică trecerea între anii 2022 și 2023. În rest, ca la început de an, suntem optimiști, ne facem gânduri. Ce poate veni mai rău pentru Europa și implicit pentru România? Noi încercăm să fim optimiști, dar nu ne iese întotdeauna. După o pandemie de 2-3 ani, după război, criză economică, criză energetică, ce ne mai așteaptă? Ferească Dumnezeu de mai rău. Se spune că să nu dea Dumnezeu omului să ducă cât poate să ducă. Mi-ai pus foarte multe întrebări într-o întrebare. Deși noi o să le luăm acum pe parcurs să le dezbatem. Da. Și vreau să spun că cred că anul 2023, dacă se păstrează în aceeași notă, și fac referire doar la România și Europa, în aceeași notă, și anume din punct de vedere a conflictului din Ucraina, cu Federația Rusă, cred că va fi un război în continuare de rutină, mai degrabă de gherilă. Vor primi sprijin militar cu desăvârșire ucrainienii. Rusia nu cred că va face pasul extrem să arunce în luptă bombele nucleare. Nu. Deci ați văzut mult că tot amenință sub diverse forme. Eu cred că aici este mai degrabă un joc de imagine al lui Putin, să se vadă cumva că nu slăbește piciorul după accelerație. Dar mai sunt multe lucruri pe câmpul de luptă, după cum ați putut observa, sunt alte aspecte, datele problemei se modifică de la săptămână la săptămână. Anul trecut, la începutul anului, în luna ianuarie, când am avut o întâlnire noi și am discutat în cadrul aceleiași emisiuni, ați avut așa niște previziuni care m-au surprins, cred că și pe mine și pe telespectatori, le-am și dat în ediția trecută, dacă nu mă înșel, sau acum două ediții, și cam ce ați prevăzut dumneavoastră din punct de vedere și economic și politic s-a cam întâmplat. Acum o să le luăm așa puțin pe secțiuni și n-aș vrea să trecem de politică externă și să dezbatem puțin subiectul cu privire la intrarea în Schengen. Iată că anul trecut s-a încheiat cu o mare decepție pentru România, care a așteptat de 11 ani să intre în Schengen. Unele voci susțin că noi și bulgarii nu eram oricum doriți, dar că de această dată a venit rândul Austriei să joace acest rol de băiat rău. Mă rog, ați văzut ce s-a întâmplat cu Austria, care s-a pus așa de-a curmezișul cu intrarea României. Credeți că România nu și-a jucat bine cărțile sau blocajul Austriei a fost doar un joc de culise? Ce s-a întâmplat de fapt? Aici nu este vorba despre felul în care a gestionat diplomația românească relația cu anumite state din Uniunea Europeană, membre ale Uniunii Europene, și care decid
soarta României în sensul în care intră în spațiu Schengen sau nu. Ai fi putut, dintr-un anumit punct de vedere, dintr-un anumit unghi, fie tu Austria, fie tu Olanda, fie tu Suedia, sau care îți mai fi pe acolo, fie tu Franța, fie tu Italia, să ai un asemenea comportament, dar până în momentul când a izbucnit pandemia. Din T0, când a izbucnit pandemia, deja nu se mai putea pune problema împărțirii Europei pe criterii de rasă superioară și rasă inferioară. Adică voi sunteți undeva la periferia Europei și trebuie să mai așteptați și noi suntem în centrul și vestul Europei. Noi suntem de altfel democrație, aleagă-nă democrație. Voi încă nu v-ați făcut temele și trebuie să mai așteptați. Păi, până la urmă, hai să ne înțelegem. Cei care au venit din vest în România nu au venit doar așa ca să ne facă un hatăr de bine. Au avut niște interese economice extraordinar de mari. Până și Austria. Austria trebuie să lase ciocul mic, adică trebuie să o lase mai moale. Adică de la Adriana Stase, când a intrat în România 2002-2003 și până în 2022, e vorba de vreo 20 de ani de care tot a ros la pădurile românești și a ros la economia românească și a mâncat pe pâine tot ceea ce înseamnă industrie, așa, la vedere, cu ochiul liber. Deci, nu cred că așa se pune problema. Eu cred că ar fi trebuit să dea dovadă de solidaritate și maturitate politică toate statele membre ale Uniunii Europene și să-și dea seama că cu cât se extinde mai rapid în zona Schengen, cu atât poți avea niște beneficii indirecte mult mai mari. Dacă ne uităm cu atenție, dumneavoastră, până la urma urmelor, cine pierde din intrarea în spațiul Schengen? Păi, în primul rând, partea economică se pierde enorm de mult, partea de resurse umane se pierde foarte mult. Și cu ce pierde? Păi, ne-am văzut și noi la granițe cum stau oamenii care vin în concedii acasă și pe urmă se întorc, stau ore întregi să facă vama. Să poată să treacă dincolo de România, să treacă în Ungaria. De acolo e în spațiul Schengen, da? Bun. Păi și din punct de vedere economic, nu lucrurile stau tot la fel? Când vezi camioane stând la cozi de zeci de kilometri, ce se întârzie? Se întârzie un proces de aprovizionare, de transport. Dacă te gândești la medicamente, dacă te gândești la alte necesități care sunt de maximă urgență, din acest motiv am și menționat că aceste mofturi exprimate la scenă deschisă ale unor state față de România ar trebui să o lase mai moale, adică mofturile astea trebuie să le pună undeva mai în spate. Bă, haide, fac talentele astea și figurile astea diplomatice cu ghilimele de rigoare, dar acum nu mai e timpul, nu mai e cazul. Avem război la graniță cu Ucraina, avem nevoie să transportăm rapid orice, să ne transportăm rapid orice marfă, să aducem orice marfă, avem nevoie de oameni. Adică mai suntem partea Europei sau nu mai suntem? Sau suntem numai atunci sau în momentul în care lor le convine anumite chestiuni? Cum apreciați activitatea politicienilor în acest context? Adică puteau să facă ceva mai mult sau, nu știu, aveau ceva în plus? Pentru că susținere noi am avut, ei... Puteau să facă mai mult. Ar fi trebuit să se stabilească alte aspecte, alte date ale problemei. Nu știu, politicienii noștri ar trebui să fie puțin mai vehemenți, că n-au nimic de pierdut. Adică, până la urma urmelor, ei sunt reprezentanții poporului român. Fie că e vorba de instituții ale statului român, respectiv Parlament, Guvern sau orice alte instituții de administrație locală, fie la nivel europarlamentar sau la nivel de comisie. Ne-am trezit și noi în al 12-lea ceas. Hai să facem puține talente și puține figuri. Poate că, da, prea târziu. Cam târziu. Ministrul Aurescu a declarat că avem susținerea fermă a Germaniei, a Italiei, Belgia, Croația și alte state ne susțin. Acum credeți până la urmă că e vreo șansă să fim primiți anul acesta? Îți spun că dacă Austria luau gazele din Austria, ce luau gazele din Marea Neagră, aveam susținere de la austrici primii. Cum au luat pădurile, dacă luau și gazele, era ok. Deci să fim serioși. Nu e
cancelarul ăsta al Austriei, pe lângă că e nesuferit așa ca și figură și prea arogant, așa, nici nu știe cum să își spună problema. Adică interesele lui se cam văd pe față, față de poporul român. Noi suntem cam slăbuți că le tolerăm. Asta e. În privința conflictului cu Ucraina, vorbeam ceva mai devreme, nu sunt semne că se termină prea curând, ba din potrivă. Cât de tare va fi România afectată în acest an? Foarte mult va fi afectată și este în continuare afectată. Să știți că am fost solidar și știți foarte bine prin acțiunea pe care l-am întreprins, am fost solidar cu toți cetățenii ucraineni, indiferent de etnie, că era vorba de romi sau neromi, care veneau din Uniunea, din Ucraina și chiar la un moment dat și din Rusia au fost o parte dintre ei care au venit, nu știu cum au ajuns în Ucraina. Și din Republica Moldova, și da? Din Republica Moldova. Deci s-au refugiat pe teritoriul României, noi le-am acordat asistență. Statul român s-a comportat exemplar cu cetățenii ucrainieni, moldoveni și chiar și ruși la un moment dat. Îmi aduc aminte că parcă li s-a acordat și azil de ședere pe teritoriul României la un grup de ruși veniți din Federația Rusă, chiar în timpul războiului. Deci statul român a avut un comportament extraordinar. Dar Zelenski e deplorabil, adică comportamentul lui față de poporul român prin legea privind legea minorităților pe care tocmai a promulgat-o în sensul în care românii n-au voie să învețe în școli și n-au voie, nu de acum, n-au voie de ceva timp, nu de în situația asta. Am crezut că i-a trecut sau le-a trecut ucrainienilor prostia asta din cap, odată cu războiul. Eram în Parlament prin anul 2003-2004, cam așa ceva, și atunci li s-a interzis românilor mai categoric decât o făcuse, mai abitir decât o făcuse până atunci. Asta cu anii în urmă. Deci, iată, 20 de ani aproape, 17 ani, 18 ani, de când au o atitudine ostilă față de românii din diaspora, care sunt de altfel românii noștri, care au fost de altfel din totdeauna acolo, numai granițele României s-au modificat. Uiteam pe niște hărți, în 1935-36, încă era Basarabia Mare și Moldova Mare, până la Cetatea Albă. Aveam granițele, deci vorbim de românii noștri care au fost întotdeauna acolo. Cum se vii tu și spui, domnule, n-aveți voi să învățați limba română? Câte vreme în România, populația ucraineană, minoritatea ucraineană este respectată, li se dă bani de la guvern și nu puțin, cam vreo 3 milioane jumătate, 4 milioane pe an, câte vreme au deputat, câte vreme au voie să-și promoveze cultura, tradițiile și limba, oricând, fără să-i oprească nimeni. Și nu este admisibil ca tu, Zelenski, când te bați cu cărămida în piept, să spui că tu vrei democrație pe teritoriul ucrainean și că vrei să intri în structurile NATO și vrei să faci parte și pact cu Uniunea Europeană și până la urma urmelor ai o atitudine ostilă față de bisericile românești unde se țin slujbele în limba română, ai o atitudine ostilă față de poporul român. Romii din Ucraina n-au niciun drept. Absolut deloc. Drepturi zero, egal zero. Ba din contră. Nu e admisibil așa ceva, poporul român se deschis, îți ia, ține minoritatea de atâtea, din 32 de ani minoritatea ucraineană are drepturi aici pe teritoriul României și tu nu mă acorzi drepturi minorității românești din, care a fost dintotdeauna acolo. Și bisericii ortodoxe, creștini ortodoxe, hai să fim serioși, ce patitudine să mai, ce caracter să mai, ce vrei să ne spui nou, că joci într-o piesă de teatru proastă cum ai mai jucat? Lasă-ne, Zelenski, culcă-te. Eu vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și să revenim, doamnelor și domnilor, cu un subiect cel puțin la fel de interesant, recensământul 2021. Revenim după publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine este domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Așadar, domnule Păun, le promiteam telespectatorilor că o să continuăm discuția noastră cu un subiect foarte important pentru toată lumea, nu numai pentru minoritatea romă, respectiv recensământul 2021.
A fost o temă importantă pentru noi și pentru dumneavoastră în special, pentru că ați tratat-o cu maximă seriozitate, recensământul populației și locuințelor de anul trecut. Încă de acum o lună, de când au fost anunțate rezultatele parțiale, ați făcut niște declarații publice și v-ați declarat cumva nemulțumit de modul în care s-a desfășurat această cercetare. Atunci ați spus că în urma numărătorii paralele realizate de Partida Romilor a reieșit că peste 100.000 de cetățeni romi nu au fost recenzați. Ce credeți că s-a întâmplat, domnule Păun? S-au întâmplat multe. Ce trebuie subliniat este următorul aspect, și anume că Partida Romilor s-a arătat interesată de acest proces de recenzare din anul 2022, încă din anul 2021. Procesul de recensământ trebuia să înceapă în anul 2021. S-au modificat datele din cauza pandemiei. Da. Și a început în primăvara anului 2022. Noi am fost interesați pentru că am vrut să dovedim faptul că un recensământ bine făcut scoate la iveală multe aspecte de care ne putem lega în ceea ce privește politicile publice în următorii 10 ani. Că dacă se merge în această cursivitate și această cadență de la 10 la 10 ani să se facă recensământul, sigur că ai nevoie de niște date exacte cu privire la o anumită categorie de populație ca să poți să începi să construiești acele politici publice. Este logic. Și atunci, în mod natural, am fost foarte interesați. Reprezentat punctul 1 pe agenda noastră de lucru în anul 2022. Tocmai din acest motiv, noi am încheiat un acord cu Institutul Național de Statistică în virtutea faptului că așa aveam noi viziunea atunci, că vom veni cu un număr de persoane destul de considerabil să poată să facă parte din echipele de recenzare la nivel teritorial. Sau ei, în calitate de cenzuri, să intre în comunitățile de romi unde nu s-a intrat aproape niciodată. Sau dacă s-a intrat, s-a intrat într-o proporție de 50-60%. Chiar și în anul 2011, să știi că s-a intrat în proporție de 50%. Pe lângă faptul că, întrebând așa, în stânga și în dreapta, mai mulți de cunoștințe, mai mulți prieteni, voi în anul 2021 au spus de cenzați, stau cuvântul meu în onoare că răspunsul a fost exact pe măsura așteptărilor. Și anume, nu. Dar ei apăreau recenzații. Inclusiv eu n-am fost recenzat nici acum la recensământul actual. N-am fost recenzat. Pentru că n-a venit recenzorul din motive, nu știu. N-a avut primăria de la sectorul 5 recenzori pe zona unde stăteam eu. Mă rog, trecând peste aceste aspecte, important este că noi ne așteptam, dacă lucrăm cu cifre sau lucrăm cu materialul clientului, cum s-ar spune, cu stofa clientului și noi, în calitate de curator, ne apucăm să lucrăm. Clientul avem în față, stofa aia lor. Am spus așa, domnule, dumneavoastră, în calitate de instituție guvernamentală, trebuie împreună cu unitățile administrativ-teritoriale, respectiv primăriile, Institutul Național de Statistică, împreună cu primăriile, împreună cu direcțiile județene de statistică, să vă mobilizați, să vă organizați într-așa fel. Noi venim cu persoanele care sunt agreate de dumneavoastră și le introduceți în sistem și devin recenzori. Rugămintea noastră este să-i repartizați exact pe zonele comunitare, pentru că la majoritar nu au ce să caute. De fapt, ăsta era interesul, să ajute, interesul. Da. Bun, e ok. Am încheiat acordul, s-au apucat de treabă și ce să vezi? Că lucrurile în teritoriu n-au stat așa. Adică așa cum ni l-am propus în protocol. De ce? Pentru că așa cum am sesizat și dinainte să înceapă campania de recenzare sau procesul în sine de recenzare care a fost pe etape. Prima dată a fost electronic, după aceea prin punctele de autorecenzarea, urmă prin punctele respective fixe și urmă cu recenzorii la domiciliu. Am menționat foarte clar că nu există interes din partea primăriilor, nu există interes din partea direcțiilor județene de evidență
Și prin urmare, nu cred că vom avea recenzori peste tot și vor rămâne zone foarte mari descoperite. Nu s-a înțeles. Dom'le, avem probleme acolo, am sesizat în scris. Avem probleme acolo, avem dincolo, avem dincolo, avem așa, avem în județul X, avem în comunitatea Y. Primarii și-au numit pe cine au vrut ei în comisiile de recenzare, pentru că aici era vorba de bani. Pe lângă primari, direcțiile de județene de statistică nu le-a interesat. Prefecții, o parte dintre ei au înțeles, o parte n-au înțeles, o parte s-au făcut că înțeleg procesul în sine de recenzare. Alții habar nu aveau despre ce este vorba. Dom'le, nu e competența noastră. Păi cum să nu fie competența ta când tu ești reprezentantul Guvernului în teritoriu? Mă rog, și o serie de alte aspecte pe care noi le-am întâmpinat și prin urmare foarte, foarte multe comunități au rămas descoperite. Și nu au fost recenzate. Fie că au fost recenzate multe dintre comunitățile de romi care se afla în area de interes a OAT-urilor, unităților administrative teritoriale a unui primar, de exemplu, dacă e o comună cu 3 sate, un sat întreg era de țigani, nu l-a interesat. Nu l-a mai făcut, ajuns acolo. Da, l-a făcut din pix. Ați subliniat și că un motiv pentru care s-a ajuns la aceste rezultate care nu corespund realității ar fi faptul că recenzorii au refuzat să intre în zeci de comunități de romi. Și dumneavoastră ați subliniat aceste aspecte la momentul respectiv. Dar nu s-a luat nicio măsură. Nu, a stat așa. În momentul în care eu i-am sesizat și le-am spus de la începutul procesului sau până să înceapă procesul de recenzare, cel fizic, cu recenzori. Măi, fraților, nu puneți pe oricine ca recenzor ca să intre în comunitatea de rom. Că pentru nu că intre. Nu se intre. Da. Luați recenzori pe care vi dăm, luați recenzorii pe care vi dăm noi și îndeplinesc condițiile legii. Și apoi și după aceea puneți-i la treabă. Ăștia vor merge în comunitate. Pentru că nu veți avea rezultatele pe care le așteptați. Primarii n-au înțeles, n-au vrut să înțeleagă, pentru că era vorba de bani. Adică dacă s-au luat sume de bani cuprinse între 100 și ceva de milioane și 200 de milioane, nu-i de acolo o sumă de genul ăsta. Dar pe recenzorul respectiv, când l-a pus să intre în comunitate, n-a mai intrat. A zis că e frică. N-am, domne, cum să mă duc eu, cum să mă duc eu la ea în casa sau, mă rog, eu știu, orașe sau orașe mai mici sau orașe mai mari, municipii, sau cum este Bucureștiul. La București, de exemplu, noi am avut recenzori doar la sectorul 5. Și nu numărul atât de mare pe care l-am solicitat noi. Că să ne înțelegem. Da, și dacă mai sunt, rom sunt și în alte sectoare. Mai sunt acele zone 5. Ghetoizate, cum sunt în sectorul, vorbim de capete, sectorul 1, sectorul 2, sectorul 3, sectorul 4, sectorul 6. Deci n-au avut recenzori de etnie romă. Toată capitala a avut doar la sectorul 5. Celelalte 5 sectoare nu. Și aceste exemple pot continua. Mă rog, exceptând aceste, ca să-i spunem așa, deziderate, intenționate, forme de organizare la vedere bune, dar în realitate inexacte și neclare. Ați primit un răspuns de la INS când ați sesizat? Da, mi-a dat un răspuns și puțin așa, în cateringă, ca să-i spunem așa, să folosim un termen mai puțin academic. M-a luat puțin la mișto domnul președinte al INS-ului. Nu m-a luat pe mine. Rezultatele dânsului sunt de cateringă și de luat la mișto, pe care le-a procesat și cu care a ieșit în față și cu care a spus, domnule, mă laud că am făcut o treabă bună. A făcut a naiba, unde să facă? Nu există așa ceva. Dacă avem 2,5 milioane de români care nu au fost recenzați. Avem niște cifre, dacă nu mă înșel. Păi să ne jucăm cu cifrele dânsului. Avem 2,5 milioane de persoane care nu au fost recenzate pe teritoriul României. Și nu știm dacă acele persoane sunt bărbați, femei, ce vârstă au, dacă sunt copii sau ce sunt ei. Nici nu mai vorbim de etnie. Până la etnie mai e. Da. Bun. Nu știm de ce religie sunt, dacă sunt ortodoxi, dacă sunt catolici, nu știm. Dar avem 2,5 milioane. Mai mult decât atât, nu știm câți oameni avem în diaspora, pentru că ambasadele și consulatele nu s-au implicat în acest proces.
Nu le-ai interesat. Mai mult decât atâta, hai să ne jucăm cu cifrele pe care le avem noi acum privitor la minoritatea romă. Deci minoritatea romă, plecând din anul... 569.000 acum, da? Da, uite, 500. Plecăm de la 1992. Am avut primul recensământ în 1992, 400.000. În 2002 am avut 535.000. În anul 2011, 621.000. În anul 2021, deci am 570.000 de persoane recenzate. Procentul ăsta înseamnă 3,4% din populația... La rezultatele parțiale trebuie la rezultatele parțiale. Populația României. Păi, dacă păstrăm proporția de 3,4% ca și reprezentativitate la nivelul României, din cei 19... din populația recenzată, atunci să păstrăm 3,4 ca și proporție și la 2 milioane jumătate de cetățeni care nu au fost recenzați. Și ne dă peste 60 ceva de mii. Și tot ar fi mai mult. Păi sunt, sunt 630 de mii. Este exact cât ai avut. Ai avut 621 de mii în 2011. Și cu cei nerecenzați și cu cei recenzați sunt 630 de mii. Deci eu am afirmat foarte clar că sunt peste 80 de mii, între 80 de mii și 100 de mii care nu au fost recenzați. Cifra asta e undeva la mijloc, dacă ne uităm. Așa, nici, deci da. Oricum nu cade pe cifra pe care a exprimat-o INS-ul. 570 de mii. Dacă adăugăm procentul de 3,4%, păstrând proporția și la 2.500.000, atunci avem peste 630.000 pe teritoriul României. Nu mai spun că sunt cel puțin vreo 60.000-70.000 de persoane de etnie romă care se află în diaspora, care tot se duc și tot vin. Da, nu stau... Și pe ăștia nu i-a înregistrat nimeni. Undeva, da. Asta e problema, că n-au obținut cetățenia. Românii n-au obținut cetățenia nici în Madrid, unde ai fost tu și ai făcut emisiune, după cum ai văzut. N-au obținut cetățenie, n-au rezidență. Cei de acolo sunt foarte puțini care au rezidență. Și atunci unde îi calculezi pe ăștia? Niște persoane aflate în mișcare prin Europa. Politicile publice pe care guvernul României ar trebui să le promoveze în următoarea perioadă de timp. Agenția Națională pentru Romi, de exemplu, se poate folosi de aceste date. Politicile nu o să fie corespunzătoare, pentru că noi avem clar niște evidențe care nu putem să spunem că sunt evidențe în paralel. Sunt evidențe ale organizației noastre. Avem peste reale, 500. Adică reale, la real vorbim. Firul ierbii, cum se spune. Și... Da, avem 500 de comunități unde numărul locuitorilor cetățeni români de etnie romă depășește undeva la 1200, 1300, 1400 de persoane. Deci 500 de comunități ori 1200 depășesc 600 de mii. Cu mult, da. Cu mult. Dar mă rog, astea sunt datele cu care dansăm acum și nu avem ce să-i facem. Noi vom dezvolta o amplă campanie în anul 2023 și voi dovedi domnului președinte a INS-ului că a greșit. Și acolo unde vom găsi mari diferențe, vom contesta recensământul și vom da în judecată. INS a justificat că au fost peste 1.500.000 de chestionare cu date incomplete privind etnia, limba maternă, religia și pentru că și pentru aproximativ 1.000.000 de persoane care nu au fost recenzate, datele au fost completate din surse administrative, primării, poliție, Consiliu Județean. Dar în bazele acestora de date nu există informații privind astfel de caracteristici. Păi asta și spuneam. Deci anumite, totuși o cifră destul de mare, 1.500.000. Păi păstradă proporția de 3,5 vezi, incomplete, îți dă peste 50.000 de persoane care sunt de etnie romă. Și spune dumnealui acolo ca să spele ca Pilat pe mâini, spune dumneavoastră, nu noi ne-am furnizat datele astea, astea au fost furnizate de către unitățile administrative teritoriale, adică de către primării, servicii sociale sau ce mai ai pe acolo. Adică le-au procesat din birou. De-aia nici nu știu cine, ce etnie, religie, nu știu ce. Știu că Vasile Gheorghe este în comuna Cutare, dar nu știe cine e. Dacă ne gândim așa prin efect direct, nu, și datele acestea rămân așa, vor fi reprezentanții etniei afectați din perspective administrative? Da. La real vorbind, maghiarii sunt peste 1.200.000, 1.100.000, 1.200.000, cam asta este cifra, iar romii sunt peste 750.000 la momentul actual, 700.000 liniștit,
pe teritoriul României. Pe teritoriul României. Nu mai vorbim de rezidenții din afară. Pe de altă parte, numărul populației rezidente a scăzut la fel ca și numărul celorlalte minorități care au înregistrat procente mai mici. Nu, aici este o altă discuție foarte categorică și discuție în care nu putem să intrăm. De ce? Pentru că dacă ne uităm la datele furnizate de către INS cu privire, se contrazice aici. Dacă ne uităm la datele cu privire la demografia pe categorii etnice, majoritar, minoritar, vom vedea că singura minoritate aflată pe teritoriul României care înregistrează creștere în zona demografică este minoritatea romă. Populația majoritară este adevărat, este o populație ușor îmbătrânită, dar nu chiar atât de îmbătrânită pe cât spune dumnealui. Este foarte adevărat că foarte multe minorități, altele decât cea maghiarilor și a romilor, sunt pe cale de dispariție și este un proces pe care aș putea să-l înțeleg, dar nu ai cum să te afli în creștere demografică și totodată în același timp în descreștere, din punct de vedere al populației. Deci nu poți, nu țese. Adică dacă tu afirmi că în ultimii 10 ani rata demografică în rândul comunității de romi este în creștere față de majoritari, automat crește și procentual numărul de romi, normal. Ca și procentual vorbind, deci noi nu mai suntem 3,4%, 3,5%. Deci e o greșeală. Dacă populația majoritară scade și noi creștem, automat și datele, cifrele se modifică. Da, da. E, acum, ce să spunem, că e mai bine să aducem sirlanchezi, mai bine să aducem indieni, tailandezi și orice altă, l-aducem pe Bruce Lee și mai bine să-l aducem în România să lucreze aici decât să ne ocupăm de minoritatea romă. Și de ce să-i facem noi pe romi să fie cetățeni cu drepturi depline și să băgăm bani în comunitățile de romi, să le dezvoltăm, să avem forță de muncă tânără și activă și să devină din cetățean pasiv în cetățean activ, dacă este cazul în anumite zone, când putem să aducem sirlanchezi, tailandezi, asiatici, chinezi, ce mai vreți voi. Forța de muncă, nu? Care... 24 ianuarie 2040 o să iasă tailandezii, o să iasă pakistanezii să depună coroană la monumentul soldatului aflat în boală cronică. Apropo de numărul cetățenilor romi legat de minoritatea romă și de poate și de alte minorități, vi se pare că în Parlament sunt distribuite corect, eu știu... Foarte corect. Este foarte corect, este extraordinar adică de corect. Și o minoritate deci care are făceam probleme, pe dată un că număr mai mic de... Nu, nici nu mă gândeam că nu facem noi probleme, cum să nu. Este un subiect care nu merită tratat doar așa ușor, ușor. Dacă vrei, îl discutăm... Poate mai detaliat. Păi, ia de aici un răspuns simplu și clar. O minoritate, fără să-i dau numele, are 2000 de... 1000 și sau ceva 2000. De etnici înregistrat la recensământ și vine în Parlament cu 2500 de voturi, 3000 de voturi. Păi de unde? Dacă voi sunteți 1500. Și are un reprezentant. Și au un reprezentant. Iar noi avem 570.000 de persoane înregistrate ca etnici și avem tot un singur reprezentant. Deci e prepartizat extraordinar. Cum să nu? Frumos. Eu nici nu știu ce mai caută și ăla pe acolo. Dar putea să spună, domnule, minoritatea romă, până nu faceți 1 milion de persoane, n-aveți voie să intrați în Parlament. O să facem o discuție separată, păi pentru că aici e mult, bine aici e mult de discutat. Și politica pentru minoritatea romă pe teritoriul României de 30 de ani m-a spart, m-a lăsat cu gura căscată. S-a terminat pământul, asta e. O să mergem mai departe după o scurtă pauză de publicitate și revenim la sfera politică. Rămâneți alături de noi. Am revenit, doamnelor și domnilor, discuția noastră continuă. Alături de mine este domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Domnule Păun,
promiteam puțin mai devreme că o să discutăm câte ceva și despre politica românească și iată că mai avem foarte puțin anul acesta. Pe 25 mai ar trebui să se producă acea schimbare rotativă când PSD-ul să preia funcția de prim-ministru de la PNL, pe care o va deține până la alegerile din 2024. Până acum au mai existat controverse, diverse voci care au cerut schimbarea unor miniștri. Dumneavoastră, cum credeți că vor evolua lucrurile? Va fi Marcel Ciolacu premier în luna mai sau ce se va întâmpla până la urmă? Toate semnalele politice duc într-acolo încât se pare că minunea va avea loc. Adică luna mai are loc rotativa. Acum, cum se vor înțelege pe ministere, e chestiune internă. Problema mea este pusă dintr-o altă perspectivă. Adică trebuie să vedem dacă pentru anul 2023 guvernarea actuală, actuala coaliție constituită în Parlamentul României, și anume, trebuie să subliniez, PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale, trebuie să stabilească niște puncte comune de dialog și o strategie atât legislativă cât și executivă. Să vedem despre ce e vorba, ce își propun să facă. Eu spun doar atât. Și anume că am constatat că această guvernare sau această coaliție funcționează numai la nivelul Parlamentului și numai la nivel guvernamental. În plan local, această coaliție lipsește cu desăvârșire. Adică dacă, pe înțelesul tuturor persoanelor care ne urmăresc, bă, fraților, dacă primiți sprijin parlamentar din partea UDMR și minorități, ar trebui să existe, să se constituie, ca lucrurile să meargă spre bine, să se constituie aceeași echipă, ca să spunem așa, reprezentând zonele politice și la nivel... în plan județean. Pentru că voturile vă vin de la amărâții ăștia, vă vin de la oamenii ăștia din județ. Nu, voi spuneți, dom'le, dacă avem această înțelegere în Parlament, este de ajuns. Păi nu este de ajuns. Asta este marea greșeală și marea gafă pe care o fac partidele politice în momentul când se suie acolo în turnul de fildă și uită de cei de jos. Dom'le, în momentul în care nu ai o agendă comună care să vizeze toate categoriile de persoane, nu poți să faci politică ideologică și doctrinală în plan teritorial, local, administrativ și tot așa mai departe. Nu ai cum. Adică, dacă vrei să faci asemenea gafe, vei primi niște scoruri la alegeri de vorbe singuri. Și te întreb după aia de ce. Și te întreb după aceea de ce. Păi, dacă tu știi că ai, de exemplu, într-o zonă cum este Ardealul, dom'le, ai o reprezentativitate destul de considerabilă și consistentă din partea minorității maghiare. Ai reprezentativitate majoră din punct de vedere al Partidului Național Liberal. Deci PNL-ul este bine reprezentat în plan teritorial. Și PSD-ul în Ardeal este reprezentat. Dar minoritatea romă sau alte minorități care sunt în Ardeal, cu excepția celor a maghiarilor și, repet, și a germanilor, minoritatea românilor lipsește cu desăvârșită. Dar adică, ce spunem că lipsește cu desăvârșită? Este inexistentă. Problemele sunt foarte mari și în Ardeal, în ceea ce privește comunitățile de rom. Unde să te duci tu să discuți? La nivel politic vă discut acum, la nivel de decizie politică. Asta este discuția. Deci, lume, ai un președinte care aparține PNL, nu știu, Bihor, să spunem. Ai un președinte care aparține PSD, tot Bihor. Ai un președinte care aparține UDMR, Bihor. Noi trebuie să întreb și până de la Partida Românilor sau alte minorități care le mai ai pe acolo, care sunt președinții din zona respectivă, să-i chem, să-i așez la masă și să spunem, băi, fraților, haideți să vedem cum colaborăm împreună, pentru că lucrurile noastre aici, în județ, așa stau.
mută-te de aici în zona Olteniei, mută-te în zona Munteniei, mută-te pe această idee în zona Dobrogei, unde sunt mai multe minorități și tot așa mai departe în zona Moldovei. De câte ori m-am dus în teritoriu, nu interesează pe președintele Consiliului Județean cum a ajuns, dacă a ajuns președintele Consiliului Județean, nu mai bag în seamă pe ceilalți. Sau dacă are înțelegerea cu PNL-ul, la revedere. Bine, acum, minoritatea romă nu este reprezentată chiar atât de din punct de vedere numeric, chiar atât de mult și consistent. Avem 110-115 deputați și nu știu cum să-i împărțim. Da. Numai că partidul... Avem doar unul singur și normal că nu mai te bagă în seamă. Adică ești bun doar la perioada când le dai voturi. Ori de asta spun că schimbarea rotativă asta se creează minunea în mai 2023. Așa, bun. Și la ce? Bun. Cum, care e problema? Își împart ministerele între ei? Așa, bun. Și... care-i problema? Că ați fost parlamentar 16 ani, păi, dar n-ați prins rotative din astea. Nu am prins, premieră. Nu am prins, se juca învârtite atunci, da. Nu se juca rotativa asta. Asta e ceva în premieră, de-a făcut, da, o glumă așa. Da, așa. Deci problema este clară. În momentul în care vii la guvernare și nu vii cu un suflu nou și nu vii cu o chestiune nouă care să reprezinte interes pentru toată lumea să te susțină, n-ai făcut mare poveste. Că ți-ai schimbat ministerul, că ai schimbat tu pe secretarul general și l-ai pus șeful cancelarei și invers. Și că... vii tu cu altă... Nu, dom'le, trebuie să fii în concret. Ce oferi tu dacă vii cu politica social-democrată, care nu poate să fie foarte departe de politica liberală, dar care vine altcumva, să arate altceva. Bineînțeles, răspunzând totodată la toate provocările care ne așteaptă. Război, economie, eu știu, inflație, toate câte au venit pe capul nostru. Exact, toate câte mai sunt pe capul nostru. Pragul iernii, mă rog, a ieșit din iarnă, vine primăvara, vine Paștele, vine vara, vedem ce și cum. Cum răspunzi tu sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și tot așa mai departe. Sunt o serie de factori și atunci poți să fii prim-ministru. Bun. Ți-a ajutat Dumnezeu, ți-a pus mâna în cap, ai ajuns prim-ministru. Dar degeaba ai ajuns prim-ministru dacă nu reușești să vii cu ceva nou și să poți să arăți că ai altă formă de abordare și că e interesant și foarte bine de urmărit programul tău, atât în plan central cât și în plan local. Ce asta urma chestie? Să vă întreb dacă toată această mișcare aduce vreun beneficiu românilor, dar din câte spuneți, ceea ce se întâmplă pe scena politică... Eu îți spun ceea ce văd că s-a întâmplat până în momentul de față. Așteptam din partea Partidului Național Liberal o mai multă deschidere către întreprinderile mici și mijlocii. De atâția ani de zile așteptam din partea liberalilor să fie mai aproape de negustorime, să fie mai pe zona liberală, așa. Au distrus cu bună știință de la Băsescu încoace tot ceea ce înseamnă întreprinderi mici și mijlocii, s-au ploconit, au stat în genunchi, au stat cum au mai stat, au zis să rămână pe la toată lumea, au vândut țara, au făcut-o praf și pulbere, au vândut tot, absolut tot, ca să fim agreați. Și agreați se vede că tot nu suntem. Adică până la urmă urmelor tot din... estul Europei suntem, tot nemâncați, nespălați, needucați, da, la rând cu toată lumea. Nu, domnule, eu n-am nimic cu minoritatea bulgară după teritoriul României și nici cu poporul bulgar. Ba din contră. Adică nici bulgarii, nici românii nu au ajuns să fie femeile de servicii a cui. Păi stai, bă, fraților, că voi nu sunteți în stare să aveți grijă de bătrânii voștri pe acasă, pe acolo. Deci să vină din România și din Bulgaria să aibă grijă de bătrânii voștri, să-i spele la fund și tot așa mai departe. Nu sunteți în stare să vă strângeți gunoiul. Nu sunteți în stare de multe lucruri. Deci aveți nevoie de forță de lucru din Europa de Est și mai faceți atâtea comentarii. Vi s-au deschis toate porțile. Ați luat pe aici pământuri, ați luat economie, ați luat munți, păduri, ați luat gaze naturale, ați luat ce ați vrut voi. Ați venit cu multinaționale, v-ați dus produsul acasă, v-ați făcut ce ați vrut voi aici, ca după război. Ca după război. România a fost ca și Bulgaria la fel. România și Bulgaria ca după război. Faceți treaba asta în Turcia, să vedem dacă Erdogan vă admite. Dar nu vă trimite acasă în două secunde. Nici nu interesează că îl cheamă Suedia, că îl cheamă Olanda, că îl cheamă Belgia. Deci este un alt aspect. Deci din acest motiv spun că venirea
la guvernare ca prim-ministru al lui Marcel Ciolacu, președintele PSD-ului, atrage de la sine și părți bune și părți rele. Dar dacă nu va ști să se mobilizeze, va avea mari probleme. Pentru că avem și sondajul de opinie la zi și PSD-ul în luna ianuarie este cotat cu undeva la 35-36 de puncte în sondaj la nivel național. PNL-ul cu 21-22, AUR-ul 12-14, USR-ul 6-8, UDMR-ul 5, stabil, PMP-ul 3-5, 3-4, depinde, și pe USL undeva la 4%. Mă rog, eu cred că este un sondaj, dar care nu este chiar atât de relevant. Și dacă PSD-ul un nu sondaj va fi... curs, da, care a fost da, cursul, făcut între 10 da, și 20 au dat curs. Au dat curs. Uh-huh. Dacă PSD-ul nu este atent la vocea poporului, riscă să ajungă la 27-28% în două luni de zile, cum mă vezi și cum te văd. Adică se dansează pe o gheață extrem de fragilă și mi-e tare frică să nu se spargă gheața și să se ducă la fund. Partidele cum este AUR acum, care lasă tendința, este un partid naționalist cu extreme naționaliste sau cu tendințe naționaliste, că sunt apărătorii patriei și a poporului și a neamului și a creștinității și a familiei și a copilului și mama și copilul și tata și bunicul și tot așa mai departe, are tendință să crească foarte mult în următoarea perioadă, pentru că vor fi foarte mulți care se vor duce la vot și vor vota pe negativ, nu vor vota pe pozitiv. Adică dacă se regăsesc într-un discurs, duceți-vă, de fapt, Doamne iartă-mă și voi PSD-ule, duceți-vă, Doamne iartă-mă și voi PNL-ule și la revedere și votăm un alt partid să vedem ce o să iasă. E, cam asta ne paște dacă nu de suntem atenți. De dragul schimbării. Nu, de dragul răzbunării, nu a schimbării, de dragul răzbunării, că nu poți să te pui cu furia poporului. Este simplu. Nu. Deci mentalitatea este următoarea. Dom'le, sunteți oameni politici, sunteți majori, sunteți vaccinați, gândiți-vă cu foarte multă atenție ce faceți în următoarea perioadă de timp. Pentru că foarte mult nu mai e. Este an preelectoral. Și dacă este an preelectoral, dom'le, Marcel Ciolacu, atenție la echipa cu care mergeți la drum. Mișcările astea din plan politic, bineînțeles, le resimțim și în plan economic, după ce că suntem zguduiți din toate părțile, un context care îi afectează pe toți cetățenii deopotrivă. Păi, domnul Mugurițărescu, tocmai ce a ieșit zilele astea inflația la peste televizor 16%. Și a anunțat că este inflația de 16% anul acesta, 2023. 16% care se adaugă peste altă inflație de 16% de anul trecut. Atenție, este 16% plecând de la niște cifre care s-au terminat la sfârșitul anului 2022. Dacă vezi inflația majoră din anul 2021 după pandemie 2022, 2023 te ia capul, că ajunge pe la vreo 36-37, aproape de 40%. Stabili 40%. Prețurile stabil. Continuă să crească. Păi, băncile asta vorbim. Scumpesc creditele, da? Deci ce? Pentru foarte, foarte mulți români, în momentul de față, situația este dramatică. Suntem în prag de iarnă, hai să zicem că gata, s-a terminat cu mreajma sărbătorilor, ne-am trezit cu toții și când ne uităm puțin în frigider și ne uităm puțin și la facturi și ne uităm și la bancă și la toate cele, ne ia cu cap. Ce tendințe avem? Tendințele pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii este zero. Tendința de dezvoltare este zero. Planul Național de Redresare și Reziliență este o păcăleală, e o pocnitură. Nu va afecta cu nimic, adică nu va afecta în mod pozitiv. Să se întâmple ceva concret. Să se întâmple ceva în mod concret pozitiv în zona asta a întreprinderilor mici și mijlocii. Ceea ce este dramatic în momentul de față, dramatic și foarte dramatic, zic eu, este că nu ai nicio perspectivă. Nu ai nicio perspectivă. Adică nu văd ce ai putea să faci. Taxele și impozitele au crescut și cresc pe zi ce trece. Tot mai multe întreprinderi mici și mijlocii, societăți comerciale se desființează. Dacă te uiți la registrul Camerei de Comerț a Bucureștiului, nu mai vorbim de la nivel național, realizezi că
sunt aproximativ 150.000 de întreprinderi mici și mijlocii care s-au autodesfințat. S-au închis. Practic nu mai rezistă nici cei care sunt pe piață, vorbim de cei mai mici, na. Păi nu mai rezistă nimeni. Nici ei nu mai rezistă. Că... Păi nu rezistă nimeni, nu rezistă, pentru că mici întreprinzători. În Horeca nici atât. Hoteluri, restaurante, cafenele, este dezastru ce este. Foarte puține întreprinderi, foarte puține hoteluri funcționează, foarte puține restaurante mai fac față. Care credeți că ar putea fi soluțiile optime pentru ca întreaga populație să traverseze mai ușor această criză? Că atunci când vorbim de criză ne referim și la facturi și la ce punem în frigider, cum ziceați și dumneavoastră, și la locurile de muncă. Ați văzut că nu se mai creează locuri de muncă neapărat acum. Sunt două chestii care trebuie să făcute din punctul meu de vedere, dar asta nu se vor face cel puțin în următoarea perioadă de timp. Dacă tot m-ai întrebat, eu îți spun care este opinia mea. În primul rând, guvernul României trebuie să, clasa politică românească, dar guvernul României în speță trebuie să-și facă socoteala foarte bine, pentru că are niște cheltuieli exagerat de mari. Deci sunt pe minus undeva la vreo 35 de miliarde de euro și nu știu de unde o să scoată acești bani. Este greșit în abordare sau felul în care abordează colectarea de taxe și cum îți face această, ca să spunem așa, balanță de venituri și de cheltuieli, care este una virtuală, bineînțeles că nu ai cum să-ți o faci la fix cu măsurători exacte, deci balanța de venituri. Ne uităm la veniturile care le poate obține statul român în anul 2023. Ipotetic vorbind, zicem că ar strânge 1000 de miliarde. Păi, cam acolo trebuie să te încadrezi tu cu cheltuielile, 1000 de miliarde plus sau minus 10%, undeva pe acolo. Și ai fi de înțeles, dar nu poți să ai 1300 de miliarde cheltuieli și 1000 de miliarde venituri. Venituri, da. Pentru că nu se poate, n-ai de unde, de unde le scoți. Pe de o parte, pe de cealaltă parte, un mare dezechilibru în momentul de față și o politică discriminatorie pe piața de muncă este următoarea. Deci tu la întreprinderile de stat, primării, consilii județene, parlament, ministere, nu știu ce, angajezi în neștire. Și la greu, și cu niște salarii foarte, foarte confortabile. Iar în societatea privată, deci în domeniul privat, tu ne forțezi acum ca salariul minim pe economie să fie de minim 3.000 de lei. Atenție, impozabil, să ai 1.850 de lei omul. Dar nu te întreb niciodată de unde poate să-ți dea privatul ăsta banii și atât angajatul și de unde să-ți plătească ție taxele și impozitele. Pentru că nu te interesează acest gen de politică. Deci, prin urmare, două chestiuni trebuie făcute. Să-și egalizeze balanța de venituri și cheltuieli, guvernul României, și al doilea lucru, trebuie să facă niște politici atât de favorabile întreprinderilor mici și mijlocii și producția internă să rămână pe piața internă și consumul să fie din intern și mai puțin din export. Astea două lucruri ar egaliza cât de cât bugetul. Au fost dezbateri încinse și pe marginea fondurilor PNRR și Planul Național de Reziliență și Redresare. Iată că au început să vină banii, au fost demarate niște proiecte. Cum credeți că va reuși România să profite înțelept de acest program sau vom avea surprize? Păi, Planul Național de Redresare și Reziliență ar fi trebuit în mod categoric rediscutat. Datele problemelor sunt altele. Nu, avem război la graniță, care e interesul nostru, în ce să investim, cum să investim, să fie mai bine. În economie, acum trebuie să te uiți foarte rapid care ar fi cea mai rentabilă zonă de investit. Și aici este vorba de, cum se spune, de energia verde. Ne uităm la panourile solare și vedem că asta pe piața de
interes, ca să spunem așa, de investiție a României ar fi numărul unu. Pentru că toată lumea are nevoie să de producă energie, și, și să nu mai plătească să producă. Adică să o ia în mod gratuit, să investească odată niște bani, să poată să ia, să obțină această energie și să consume și să dea și în, în piață. Asta este ramura numărul unu, Planul Național de Redresare și Reziliență. Doi, ar trebui să se uite la sectorul educațional și de sănătate. Astea sunt trei ramuri care ar fi prioritare. Astea cu drumurile, cu autostrăzile, cu nu știu ce, nu spun că nu sunt o prioritate, dar cea mai mare prioritate din punctul meu de vedere este energetic, sănătate și educație. După o scurtă pauză o să vorbim despre Asociația Partida Romilor și proiectele Partidei Romilor în perioada următoare. Revenim după câteva minute de publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit, doamnelor și domnilor. Alături de mine este Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Iată, domnule Păun, că am ajuns și la organizația pe care dumneavoastră o conduceți și v-aș întreba, în primul rând, cum ați încheiat anul trecut, pentru că știu că ați fost într-un maraton, nu zic cum n-ați mai fost, că ați mai fost într-un maraton prin țară, ați mers prin numeroase orașe, ați avut ședințe de consiliu director ale organizației, ați impus așa o reîmprospătare de strategie. Cum a fost anul trecut și cum se prevede anul 2023? Pe anul 2022, dacă mi-amintesc bine, cred că chiar în ianuarie am avut noi o discuție, în ianuarie 2022, și am spus că atunci, la timpul respectiv, am spus că dacă pandemia se va opri și nu vom avea alte probleme, recensământul există ca și prioritate numărul unu pentru Partida Romilor. Doi, am menționat că vom continua să ne reorganizăm și să vedem care sunt problemele comunităților pe care încercăm să le reprezentăm, mai bine sau mai rău, și că vor avea loc și o serie de restructurări, dar totodată am menționat că avem și intenția de a obține anumite funcții în cadrul unor ministere și să avem o strategie de abordare a problematicii comunităților de romi. Mai sunt lucruri de făcut în toate zonele și aș împărți, dacă vrei, întrebarea ta în două răspunsuri. Este vorba, pe de-o parte, de felul în care noi am interacționat cu instituțiile guvernamentale și instituțiile locale, deci cu instituțiile statului la modul general, și felul în care ne-am mobilizat noi și ce a depins de adunarea generală, ce a depins de Consiliul Director. Tot în această emisiune am vorbit despre Institutul Național de Statistică și am spus că nu suntem mulțumiți de felul în care a ieșit modul în care s-a făcut recenzarea, chiar dacă datele sunt preliminare, și că anul acesta vom avea o campanie amplă, venind în completarea campanie pe care am început-o anul trecut, și anume de asumă-ți identitatea, tocmai pentru a încerca să dovedim faptul că suntem mai mulți din punct de vedere numeric decât cifrele care ni s-au prezentat. Cu alte cuvinte, putem spune că dacă am început o campanie anul trecut de, și anume se numea asumă-ți identitatea, continuă anul acesta, în o perioadă de vreo 6 luni de zile, și ne veți regăsi în teritoriu, vom face fișa localității, să vedem cu ce probleme se confruntă comunitățile, vom avea dialog cu primarii, vom avea dialog cu consiliile județene, vom avea dialog cu membrii comunității ca atare, vom avea dialog în sensul în care, dacă nu funcționează ceva, va trebui să schimbăm anumiți lideri ca lucrurile să fie reașezate, vom avea dialog din punct de vedere politic, vom avea dialog din punct de vedere instituțional cu guvernul și instituțiile, ministerele sau agențiile care
dețin controlul vis-a-vis de anumite probleme pe care noi le ridicăm. Deci pe linia asta vom, e o agendă plină. Da. Vom continua activitatea noastră începând cu imediat după Paște, undeva în aprilie, la sfârșit din luna aprilie. Avem mai, iunie, iulie, august, septembrie, undeva până în octombrie. În octombrie preconizez să avem o adunare generală mare care să o facem, să o organizăm și să o desfășurăm în sala Palatului. Suntem în tratative acum, deci ne pregătim pentru ca spre finalul anului acestuia, octombrie-noiembrie, să știm cu adevărat cam despre ce vorbim, câtă forță de mobilizare are partida în teritoriu, în câte județe stă bine, în câte județe stă prost, ce are de făcut. Mă rog, trebuie să formăm, ca să spunem așa, echipa atât județeană cât și la nivel național. Spuneam că împărțim dialogul și răspunsul nostru în două categorii, în relația cu instituțiile statului. Partida Romilor, în relația cu Agenția Națională pentru Romi, a reușit într-un fel sau altul să aducă anumite îmbunătățiri, să-și exprime anumite păreri și opinii vis-a-vis de strategia privind îmbunătățirea situației romilor. Am reușit prin prestația lui Iulian Paraschiv, care este președintele Agenției Naționale pentru Romi, să convingem guvernul că e bine să emită actul guvernamental, cea mai hotărârea de guvern care vizează îmbunătățirea situației romilor. Ce trebuie să înțeleagă lumea care ne privește, telespectatorii noștri fideli, interesați de activitatea Agenției Naționale pentru Rom, este următorul lucru, și anume că Agenția Națională pentru Rom nu este o instituție care să poate să implementeze anumite proiecte și strategii guvernamentale. Ea este, Agenția Națională pentru Rom elaborează, adică vine cu partea de gândire, ca să-i spunem logistică, așa, și logistică, da. Gândire, idei, concepte în raport cu sau în dialog strâns cu societatea civilă. Nu gestionează fonduri și nu aplică. Deci nu este minister de linie. Nu are buget pentru așa ceva. Deci nu poate foarte mult de lume să supără pe Agenția Națională pentru Romi, că ar trebui să facă mai mult sau ar trebui să facă nu știu ce. Nu are încă capacitatea managerială și nici nu i s-a dat prin lege ca să facă lucruri mai multe decât atâta cât e limitată. Da. Alt minister pe care l-am avut în vizor și în care am încercat să implementăm anumite politici este vorba de Ministerul Educației. Marian Daragiu a reușit să se califice pentru funcția de subsecretar de stat și are expertiză. A lucrat foarte îndeaproape cu Cătălin Manea pentru proiecte, au avut proiecte comune, da. Unul dintre proiecte a fost cel care vizează înființarea unui post de inspector pentru problemele romilor la nivelul inspectoratelor școlare județene. Ceea ce s-a și întâmplat. Am reușit în dialogul cu Ministerul, în dialogul pe care l-am avut cu Ministerul Educației. Cătălin a discutat foarte mult cu domnul ministru, domnii miniștri, mă rog, secretarii de stat, cu Marian Daragiu, la nivel de lobby politic în Parlamentul României, s-au făcut pași în direcția asta. Sigur că mai avem de discutat și aici, pentru că e vorba de mediatori școlari, este vorba de profesori de limba română, este vorba de manuale, este vorba de școli, este vorba de condiții, sunt o sumedenie de alte lucruri pe care trebuie să le aducem în discuție, mai ales acum când s-a constituit acest grup de lucru care vizează schimbarea legii învățământului. Urmează să fie schimbată și modificată legea învățământului începând cu februarie, acum cu 1 februarie, să când începe sesiunea parlamentară. Să vedem cum o fi și ce-o fi, da. Deci trebuie să ne impunem și aici anumite amendamente ca să putem să avem pași către înainte, cum spuneam, și să pași vizibili. O altă formă de dialog am purtat-o cu, și am avut-o cu Ministerul Familiei, a Tineretului și Egalității de Șanse, cu respectiv cu doamna ministru Gabriela Firea.
Aici, deși fiind vorba de un minister nou, am reușit să avem un om acolo. E vorba de Paraschiv Bogdan Florin, care este subsecretar de stat și care și-a făcut până în prezent treaba bine și a reușit să intre pe aceeași undă de dialog politic și de interes a ministerului cu doamna ministru Gabriela Firea. O problemă foarte importantă pe care a adus-o în discuție doamna ministru Firea a fost aceeași, anume că este bine să privim cu foarte multă atenție către abandonul școlar, este bine să ne aplicăm către căsătoriile timpurii, este bine să ne uităm la abandonul maternal. Cu alte cuvinte, este nevoie de mai multă educație în cadrul comunităților de romi și să se înțeleagă mai bine care este rolul unui părinte sau unui cuplu și că nu este bine să încurajăm sub nicio formă căsătoriile astea timpurii și că trebuie să avem o politică și o strategie comună. Noi am încercat dintotdeauna să ne găsim corespondenți în liderii noștri, fie că e vorba de liderii tradiționali, fie că este vorba, ce înseamnă tradițional de discutat, dar fie că e vorba de persoane cu notorietate în cadrul comunității. Am avut subiecte permanente și întâlniri permanente cu mai mulți lideri și le-am explicat, teme, da? Nu, fraților, nu e în regulă. Doamne, iartă-mă încolo, nu e în regulă, nu se poate. Căsătorești fata la 10 ani, la 11 ani, la 12 ani, nu e. Și eu sunt părinte și știu ce înseamnă și n-aș putea să suport așa ceva sau să-ți pui copilul acolo sau faceți copii, ok, ți-ai făcut copilul, da, asumă-ți-l, nu-l lași în spital și îl ia, îl preia statul. Nu sunt foarte multe comunități, nici nu știu ce să spun. Procentual, să știți că sunt vreo 15%, 10-15% comunități cu probleme din punct de vedere social mare. Adică oamenii trăiesc ca în lumea a patra. Și mai greu poți să-i faci să înțeleagă. Din acest motiv revin și spun, dacă nu există o strategie bine argumentată și bine gândită la nivel guvernamental și nu este finanțată și nu se fac pași în direcția asta, atunci lucrurile se vor degrada în următoarea perioadă de timp. Iar în aceste zone să existe schimbări, absolut, să se vadă să ceva. Se vadă că se întâmplă acolo ceva. Din punct de vedere parlamentar, Cătălin Manea și-a făcut treaba destul de bine. În anul 2022 și-a făcut treaba destul de bine. A avut o serie de inițiative legislative care au trecut cu brio, a avut sprijin, a avut înțelegere și din partea grupului și din partea a minorităților, grupul minorităților, a avut sprijin din partea grupului PSD, a avut sprijin din partea, în primul rând, din partea grupului UDMR. Deci a avut, ca să-i spunem așa, culoar de trecere cu anumite proiecte de lege și bine a făcut. Mai avem și altele pe agenda și va trebui să ne gândim pentru anul 2023 ce avem de făcut. Acum, trebuie să scoatem în evidență următorul aspect, și anume că educație, dezvoltare comunitară și reprezentativitate reprezintă pentru noi cele trei puncte pe care le-am exprimat de fiecare dată. Educația. Sau în domeniul educației avem nevoie de investiții majore, că totul pleacă educație formală și informală. Deci educație în cadrul instituțional, atunci trebuie să ne vedem care sunt școlile, că apropo de PNRR, există niște bani în PNRR care vizează anumite comunități să facă școli. Să repare grădinițe, să refacă școli, să facă clase de anumite ateliere de lucru. Eu cred că va trebui să fim foarte atenți și în ceea ce privește pregătirea tineretului în următoarea perspectivă de timp. Adică nu toți pot ajunge să fie ingineri, nu toți se fac profesori, doctori sau nu toți frecventează Facultatea de Științe Politice. Până la un anumit nivel ar trebui să ne gândim ce se întâmplă cu un număr destul de mare de tineri care se pierd pe parcurs și nu mai au capacitatea să meargă mai departe, nici la, de exemplu, nici să termine liceul cu bacaloriat. Școlile profesionale trebuie bine motivate,
trebuie să ne gândim regional cam ce meserii se pretează și cam acolo să, acolo să încercăm să investim și să avem o colaborare cu zona privată, sistemul privat și să vedem și cu, chiar și cu cel industrial de stat. Să vedem, dom'le, ce aveți, de exemplu, în zona Moldovei de la Galați în sus. Ce ramuri se dezvoltă? Domeniile diferite, zonele diferite. XXX. Da. Păi, în conformitate cu domeniile pe care vi le-ați propus să le dezvoltați, așa și pregătiți copiii. Tineretul asta să-l pregătiți pentru zonele astea de aici, pentru pe care vreți să le investiți. În Ardeal la fel, în zona Munteniei la fel și tot așa mai departe. Sunt multe chestiuni pe care tot le discutăm și poate lumea se supără pe noi că nu vede că Partida Romilor face niște pași vizibili și mai consistenți. Dar trebuie să se înțeleagă, care vrea să înțeleagă, că nu vrea să înțeleagă să fie sănătos. Trebuie să înțeleagă că noi suntem o organizație cu o reprezentare foarte slabă în Parlament, adică o singură persoană, o reprezentare în Guvernul României foarte slabă, nu suntem la nivel de decizie, și cu o reprezentare în administrația locală zero. Adică foarte puțini sunt consilieri județeni și dacă e câte unul, doi, trei, patru răsăriți pe aici, pe acolo, foarte puțini primari, foarte puțini consilieri. Deci asta înseamnă reprezentativitate. N-ai cum să faci singur toate lucrurile astea. Adică să stai singur, să te ocupi o echipă de oameni, să te ocupi de 570.000, 600.000 de persoane. E greu, nu e chiar atât de ușor. Mă rog, astea sunt lucruri pe care noi le gândim că trebuie să le facem într-un fel sau altul, să le continuăm din anul 2022, să ne ducem cu ele mai departe în 2023. Aveți și lucruri, eu știu, cu care ați rămas restant, ceea ce trebuia să faceți anul trecut și nu sunteți mulțumiți sau vreți și mai mult decât ați făcut anul trecut? Păi asta spuneam ceva mai devreme și anume faptul că și în domeniul educației mai sunt foarte mulți pași de făcut și în domeniul legislației privind educația mai sunt destul de multe lucruri de făcut. În domeniul cultural sunt foarte multe lucruri de făcut. În domeniul dezvoltării comunitare, la Ministerul Dezvoltării nici n-am reușit să avem o breșe și să intrăm, să putem să dialogăm pe zona aceasta, să vedem cam cu ce putem să venim ca și îmbunătățirea cadrului legislativ și activităților teritoriale și investiționale și tot așa mai departe. În domeniul politic, nu reușim până la urma urmelor să avem un dialog foarte bun și constructiv cu factorii decizionali politici la nivel teritorial și nici la nivel central. Să știți că nu strălucesc chiar așa de tare. Adică nu putem să spunem că avem o relație extraordinară cu PSD-ul sau cu PNL-ul. Nu, nici pe departe. Dacă vă aduceți aminte... Astea sunt lucruri cumva noi, pentru că, din ce știu, atunci când erați deputat, relațiile cu reprezentarea politică, eu știu, de la nivel teritorial, erau cumva altele. Adică e un trend nou ăsta, așa, să nu mai poți să pătrunzi oarecum în lumea asta politică? Adică asta spun, dacă mă uit în urmă... Știu că erau la fiecare alte... mandat. E ceva nou, sau la e ceva fiecare diferit. Perioadă a alegerilor de la 4 la 4 ani vin oameni noi în mai multe zone. Și vin oameni noi cu mentalități noi, unii vor să se bage în seamă cu romii, alții nu vor, alții doar vor, doar atunci îi cumpără cu ce îi cumpără și pe urmă le închide ușana și spune: "Bă, păi, stați o secundă. Păi ce-ai vrut tu pentru votul ăla? 50 de lei sau 100 de lei? Ți-am dat? La revedere! Ce-ai vrut tu? Zahăr, mălai, făină? Ce-ai vrut? De-asta. Ți le-am dat? Du-te de aici! La revedere! Nu mai veni pe capul meu!" Deși dumneavoastră ați luptat să nu se mai întâmple astea cu romii și să... Asta e, să facă ce vor. Meargă. Rezultatul este ăsta. Adică în loc să avem un proces mai rapid de integrare, să avem un proces mai lent. Asta este. Deci spuneam că de la 4 la 4 ani mentalitatea se schimbă. Este foarte adevărat că altcumva o discutam când erau alte persoane care conduceau PSD-ul și altfel discut acum. Mă rog, alte persoane erau și conduceau PNL-ul și discutam și alte persoane sunt acum.
Bine că la UDMR există o constantă și acolo și în grupul pentru minorități există o constantă. Adică a rămas același pampucean și în partea aceasta la UDMR oamenii, chiar dacă se schimbă, se țin de cuvânt. Dar mă rog, aduți aminte că anul trecut, noi chiar spre finalul anului, am avut o întâlnire în Odorhei și am avut un dialog cu domnul Kermen Hunor, președintele UDMR-ului, un dialog foarte bun. Constructiv, a avut loc, da, prima tabără așa interetnică, constructiv. Vedem ce putem să construim anul acesta pe marginea ideilor pe care le-am elaborat atunci. Nu cred eu, din punctul meu de vedere, că toată lumea mai este ațintită chiar atât de tare la problema comunităților de rând. Nu. Scena politică românească în momentul actual sau la momentul actual este foarte agitată în ceea ce privește energia, în ceea ce privește bunăstarea economică a oamenilor, inflația, alte aspecte care țin de politică generală. Și nu mai te poți duce tu cu problema ta dacă nu reprezinți un vector. Dacă nu ești un partener care aduce, de exemplu, voturi în Parlamentul României, dacă nu îi susții proiectele și ești unul singur, cine să te bagi în seamă? Mai puțin. Asta e. O să mergem mai departe după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Am revenit, doamnelor și domnilor. Discuția noastră continuă. Alături de mine este domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Politica privind minoritatea romă a fost mai degrabă impusă de la Bruxelles. A fost impusă de la comisie. Deci de Parlamentul European a fost impusă pe teritoriul României, că nu ar fi făcut-o oamenii noștri politici de dragul, nu mai puteau de dragul romilor. Nu e chiar așa. Nu stau lucrurile chiar așa. Adică spune, duceți-vă, bă, lăsați-ne, luați-vă drumul și plecați. Mai degrabă duceți-vă în altă parte decât să mai stați aici. Că dacă stați aici, oricum stați degeaba și oricum mare lucru cu voi nu facem. Dar când vine perioada de alegeri, sunt foarte interesați. Sunt unele județe, că despre asta vorbeam, aduți aminte că anul trecut tu ai exprimat lucrul acesta și eu vin în completarea ce a spus de tine. Spuneai că ne-am dus în teritoriu și ai văzut oarece mobilizare. Da, la Dolj a fost oarece mobilizare, a fost prezentă clasa politică, au fost reprezentanții politici, au fost prezenți, au transmis un mesaj și politică. De nu vrei, te lovești de politică, asta e. O echipă mai compactă acolo. O echipă mai compactă a PSD-ului, da, o relație bună la Dolj. Mai e o relație bună la și fructuoasă și capabilă, o relație capabilă să genereze efecte pozitive pentru comunitate. Asta înseamnă o relație bună. Adică vii cu idei bune, vii constructive, mobilizezi oamenii. Se vede imediat. O altă discuție legată de relația cu PSD-ul este undeva în zona Ialomița. Mai este în zona care și acolo la Ialomița, după cum ai observat, au o construcție foarte bună. Adică ce înseamnă o relație bună? Deci tot ce vrea, să spun asta cu relație bună cu partidele politice? Păi simplu. De exemplu, la Ialomița ai consilier județean, ai doi primari. Chiar dacă sunt pe alte liste, sunt pe listele PSD-ului, dar ei, primarii, ei sunt din comunitate, a comunității și de rom, problemele și ei se ocupă de problema romilor. Consilieri, sunt vreo 27, ceva de genul. Ai mediator școlar, ai mediator sanitari, ai inspector pe problema romilor, ai la prefectură om, ai în toate structurile. Ai în toate structurile oameni. Și atunci asigur că o infrastructură umană de acest gen într-un județ se generează efecte pozitive către comunitate. Când ai o problemă, are cineva o problemă, nu mai
sunt oamenii atât de disperați. Se duc la punctlovic.ok. Dom'le, vorbesc cu Leonida Mandache, că la ea Lomința, sau vorbesc cu Tiberia de Romeo de la Dolci, sau vorbesc cu Nelu Pavel de la Gorj. Și știi că cineva te reprezintă acolo. Cineva te reprezintă, există Partida Romilor ca și sediu, ai o serie de lucruri pe care le pui pe masă, vezi despre ce este vorba, imediat știi pe ce buton să apeși. Ai județe cum este Brăila, cum este Constanța, cum este Tulcea, cum sunt altele, eu știu, Oltu, cum e Botoșaniu, cum este Suceava, cum este Neamțu, cum este Harghita, cum este Alba, cum este Carașul Severin, cum este, ce să spun, Hunedoara, cum este Sălajul, care n-au reprezentanți, n-au nimic. Și atunci oamenii sunt disperați și spun, dom'le, de ce acolo se poate și acolo nu se poate? Prahova, ai un județ bunicel, se zbate Ion Marghiulescu. Dar degeaba, că nu-l bagă nimeni în seamă. Partidele politice și-au făcut joc între el. PSD cu PNL și la revedere. Să nu ai pe nimeni să și te reprezinte? Nu are, n-are cu cine să-i reprezinte. Cine să-i bage în seamă? Și ce să le facă Marghiulescu? Să ia acasă, ce să le facă? Face și el ce poate, a făcut niște proiecte, a făcut niște programe, ea calificat, ea nu știu ce, dar relația instituțională lipsește cu desăvârșire. Adică n-are, nu poate să deschide nicio ușă. Același lucru se întâmplă la Dolci. Nu? Deci, nu același lucru. În contrapondere sau, de exemplu, într-o altă imagine, pui Doljul. Doljul are o reprezentativitate extraordinar de mare. O relație bună cu doamna Olguța Vasilescu, o relație bună cu președintele Consiliului Județean, oameni puși în toate structurile, imediat când te-ai dus la Partida Romilor, știe despre ce e vorba, știe cum să facă și ce să facă. Deci despre asta vorbim. Relație politică în plan local. Pentru că relația politică trebuie să fie nu doar atunci, în perioada alegerilor. Ea trebuie să perpetueze. Să fie, adică stai doamne că n-am nevoie de asta doar acum, am nevoie pe o perioadă mai îndelungată de timp. Ori, dacă liderii noștri la un moment dat, că revenim la problemele noastre interne, liderii noștri la un moment dat sunt obsesivi de obraznici și nu sunt capabili să facă o formă de organizare, se încăpățânează cu desăvârșire să rămână și pe funcție. Aici este problema cea mai mare. Ați întâmpinat astfel de... Păi da, am 20 de județe care sunt listate mâine să fie schimbați. Dar nu vor sub nicio formă. Ei cred că ceea ce fac ei este exact ca un țânțar de la care sare într-un borcan. Nu iese sub nicio formă de acolo. Așa sunt și ei. Trebuie să realizeze la un moment dat că lucrurile se schimbă de la zi la zi și că ei nu mai sunt capabili. Adică sunt depășiți. Și nu poți să lași o comunitate întreagă să sufere pentru unul sau pentru altul. Repet, sunt cel puțin 15-17 județe care sunt dramatice. Nu ai ce să mai discuți. Răutate, împărțite, divizate, probleme, discuții, discută pe Facebook. Sunt ăștia care fac live-uri, e nenorocire mare. Pricepuți, hai de mare poveste cu ei. S-a mutat în social media? Da, s-au mutat în social media. Au uitat să mai facă politică comunitară și fac social media. Apropo de Facebook și de chestiunile de acest gen, dacă nu cunoști o situație sau nu cunoști un om, cum este Dumnezeu lui, cum e bine să te pronunți, să te antepronunți? Ce v-a deranjat concret? Ce s-a întâmplat? Mă deranjează, păi pot vorbi ce vor ei, e treaba lor, nu mă interesează, sunt liber să vorbească ce vor. A apărut în spațiu virtual tot felul de discuții legate de Crisinitor, nu știu dacă mai avem timp, dar o să-mi exprim punctul de vedere. Dacă nu ar fi luat o amploare chiar atât de mare, acest lucru nici nu l-aș fi discutat. Există în tradițiile noastre și în, mă rog, tradiții și obiceiurile noastre și această crisineală, deci un fel de judecată romanii. S-a discutat intens și foarte mult că Partida Romilor ar avea intenția să acapareze această zonă. Nu e adevărat. Singurul cu care am discutat pe această, sau singurele două persoane cu care am discutat pe această temă a fost Nelu Pavel, care este și lider la organizație și este la Târgu Jiu, la Gorj, și cu Florin Motoi. Cu ei doi am discutat despre această chestiune, despre ce înseamnă Crisineala. Și le-am sugerat, le-am spus, băieți, dacă vreți să se întâmple, că
autoproclamat în alta curte de justiție internaționale, nemaipomenită, intergalactică, de la Sibiu, cu un domn, nu știu cum îl cheamă, Nedelcu, parcă ceva de genul, că vor face Cristinică treaba lor. Dacă statul român îi tolerează, e treaba statului român. Eu nu-i treaba mea, doar nu să mă duc eu acum să fac plângere penală împotriva lui Nedelcu, că și-a făcut, și-a pus robă de în alta curte și că vrea să și-a făcut emblemă și că poartă, e chestiune prevăzută în codul penal. Bine, nu, și acum ce treaba mea. Legătură are Partida Romilor? Are treaba, până la urmă. Nu are treaba Partida Romilor cu această zonă. Dar le-am sugerat lui Florin Motoi și lui Nelu Pavel. Dom'le, dacă vreți sprijin de la Partida Romilor pentru a organiza un eveniment de o amploare mai mare, ca să lămuriți odată problemele astea între voi, Partida Romilor este pregătită să vă sprijine sub aspectul cultural al lucrurilor, dar nu sub aspectul de control al lucrurilor, că nu este treaba noastră. Dumneavoastră vă stabiliți acolo, dacă vreți forum de conducere, dacă vreți să vă faceți dumneavoastră ce vreți, faceți-vă. Dar nu pe dialogul ăsta cu noi, că nu ne interesează. Da, se apare adică, cumva așa o lume paralelă față de ceea ce absolut. Noi n-avem, nu putem să, noi ca și organizație, noi ne zbatem pentru forma de reprezentativitate, cea care este stabilită de lege. Dacă asta este o ramură a tradițiilor romilor, atunci foarte bine. A romilor din România, a romilor din Europa, foarte bine. Dom'le, elaborați un manual, elaborați o broșură, o ceva, să înțeleagă toată lumea pălatură ce înseamnă. Pălatură culturală sau de pălatură tradiție. Pălatură culturală sau de tradiție. Elaborați un document de genul ăsta. Noi vă sprijinim să-l faceți, numai ca să lămuriți odată pentru totdeauna atât majoritarii cât și minoritarii. Ce înseamnă acest lucru și până unde poate să se ducă judecata asta țigănească ca și un act de moralitate în cadrul comunității, respectând cutumile, valorile, tradițiile și ce poate și cine poate să facă față sau cine poate să îndeplinească această calitate de a putea face această cristinală, da? Deci cine, cum trebuie să arate cristinitorul? Dom'le, are studii, n-are studii, are competență, cine este formul care îl stabilește că el de mâine este judecător? Sau cine, nu știu, că eu nu știu de unde să o iau și nici nu știu unde să o las. N-am nimic împotrivă, îi respect pe oameni câtă vreme mă respectă, dar rugămintea mea ar fi să înceteze cu dialogul la adresa mea, că nu mă interesează pe mine cristinarea și judecătorii. Mi-a făcut plăcere să stăm astăzi de vorbă. Sunt convinsă că am mai fi avut astăzi de dezbătut multe teme, dar poate îmi promiteți că o să avem anul acesta poate mai multe ediții de... În conformitate cu evenimentele pot să-ți promit. Să mă bag calea undelor în casa oamenilor? Nu. Lasă mai rar, mai răruț și mai drăguț. Lasă că sunt o grămadă de lucruri care trebuie arătate romilor noștri și celor care ne simpatizează și celor care urmăresc emisiunea noastră. Le mulțumesc încă o dată pentru interesul care l-au arătat față de emisiunea noastră. Să dea Dumnezeu să avem un an liniștit. Important este să nu se întâmple alte lucruri mai grele și să ne vedem cu bine, zic eu. Mulțumesc pentru acest dialog, domnule Păun, și mult succes! Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Rămâneți alături de noi în fiecare sâmbătă de la ora 10 din Viața Romilor la Național TV și vă doresc un weekend plăcut!